Salutare lume și bine ați venit la un nou episod în promovări. Deci, asta e, să zicem, al treilea episod. Dar nu e ca oricare altă promovare care voi îmi trimiteți, bla bla bla, ci fac o promovare la canale care eu zic că merită să fie promovate, dar totuși sunt cam necunoscute. Primul rând să începem din stânga. Primul canal este Mirel VIP. Face și el, stai să văd cu ce face, că eram la feed. Face și el cu Minecraft, văd că nu prea am mai făcut videouri, dar mă rog. Face cu videouri cu jocuri destul de fain, am făcut și cu Slender. Minecraft, GTA România. Fac custom map-uri de Minecraft pe gratis. Dacă vreți un custom map de la el, cereți-i și poate o să vi-l dea. Cum pare că lumea o să mă întrebe că de ce l-am promovat pe el? Pentru un singur motiv. Dacă nu ar fi fost el, nu l-aș fi întâlnit niciodată pe tipul acesta, care, după cum ați fi observat, mi-a făcut thumbnail-ul de la Samuel Free World, care arată chiar epic. Și m-a mai făcut pentru Altar of the Sands, de exemplu, deci sunt chiar faine, mie îmi plac aceste thumbnail-uri. Și m-a mai făcut parcă cu Unreal Tournament. Și chiar îmi plac. Deci asta chiar merită o promovare și chiar îi dau un subscribe pentru că el chiar face foarte faine thumbnail-urile, chiar. Mie îmi plac. Sincer, mie îmi plac thumbnail-urile. Și dacă cumva vreți un thumbnail sau un background sau nu mai știu ce, rugați-l pe el și poate vi-l dă și poate o să chiar va facă. Dar am unul cred că o să facă, pe bani, dar mă rog. Următorul canal este Marian Hooligan. Face cu Tacania 2, ce Dumnezeu e asta? Mă, cred că e Metin, dar nu sigur. Face cu District 187. Asta n-am mai auzit deloc. Ce joc e ăsta? Trebuie să-l văd. Face cu Saints Row the Third. Face cu Minecraft. Flatout 2. Da, se pare că face și cu Metin 2. Au făcut și cu FIFA 2008. Și arată și cum să joace alte jocuri în rețea. Și văd că, nu știu dacă ăla e Game Ranger, dar eu zic, eu aș avea o presupunere că ăla e Game Ranger, dar mă rog. Să mai poate și în alte moduri, dar am depinde de calculator. Și văd că face și cu Far Cry 3. Dați-mi subscribe dacă credeți că merită. Eu i-am dat un subscribe așa de susținere. Și acum, nu prea am avut timp, într-adevăr, nu prea am avut timp să mă uit la video pentru că am fost și eu ocupat. Sfaturi utile, încearcă să faci cât mai des, adică am 3 zile, am 5 zile, asta mi se pare că am, încearcă să pui măcar un video la 2 zile. Sau, cum crezi tu? Următorul este Alex Kenny Bolt. Un coleg de-a meu de la Gaming TV care face videouri chiar faine. Deci eu zic că merită mai mult abonat. N-am plictisit. Știi ce? Am o glumesc. Au. Vă arată cum înregistrează și cu ce randează videoclipurile. Ups. Și aici am mai făcut cu mai multe videouri. De exemplu, Doom 3, Syndicate, Medal of Honor Airborne. Face și promovări. Call of Duty Modern Warfare 3, Call of Duty 4. Mai face și info videouri. Văd că au făcut și cu pool. Deci asta e nemernic. Asta face video timp ce e în piscină.
Dacă ați ști engleză, atunci v-ați dat seama de gluma, pentru că dacă traduceți pool din engleză în română, are și două cazuri, biliard sau piscină, că e swimming pool și se scrie același lucru. De obicei se spune pool la piscină în engleză. Dați-mi subscribe dacă credeți că merită, eu zic că face videouri chiar faine. Și da, să nu uitați să verificați videoclipurile, să dați un like. Și cam atât. Următorul este... Dar cred că asta a fost pentru acest episod. Glumesc. Următorul este Speed Hunter HD, care... Cam scump. Ce GFX, graphics. Aha. Văd că face cu DMC, cu Crysis 3, cu The Cave. Ce-i ăsta? Trebuie să văd ce ui, nu știu. GTA 4, Warframe, OC 1, Black Ops 2. Asta cred că e un edit din ăsta. Cu ce mai face? Ce mai faci tu, fătu? Cu ce mai faci? Cred că ai făcut ceva speed art-uri. Mai faci ceva gameplay-uri. De obicei la jocuri noi le faci. Uitați că am făcut și la... Vice City, dar văd că nu prea am mai continuat cu Vice City. Mă rog. Faceți și câteva giveaway-uri. Dați-mi subscribe dacă credeți că merită. Eu zic că merită până la 1200, 1300, hai fi 1500. Și da. Cam asta a fost cu promovările. Acum sunt 7 minute. Au trecut 7 minute. Repet. Stimați telespectatori, că acesta a fost un video care fac promovări speciale, care eu cred că aceste canale merită. În acest video mai fac altele. Stați calmi. Acum, cum pare că o să vă gândiți că de ce nu l-am promovat pe ăla, pe ăla, pe ăla sau pe celălalt? Pentru că sunt mai multe motive. 1. Poate nu le cunosc canalele. 2. Poate nu-mi plac. 3. Poate cred că sunt prea sus. Prea sus. Poate cred că n-are rost să-i promovez. De exemplu, să promovez eu pe Bobo Spider. Nu prea ar avea rost, pentru că el având aproape 11.000 de abonați, 600, nu prea crește numărul. La asta mă refer. Deci, n-ar avea rost, într-adevăr. Că... Asta n-are sens. Adică, e ca și cum... cum să spun... Mă, ok, înțeleg. Fac o promovare la Bobo Spider, da? Bun, dar măcar nu-s unul care are 3 abonați și face promovare la Marian, I Hate Pink, Bobo Spider. Și încă o chestie, promovările astea speciale nu sunt pentru canale care sunt deja știute cam de tot România. Sunt canale, să zicem, necunoscute, fantom în ghilimele, care trebuiesc mai sus decât cum sunt acum. La asta mă refer, prin promovări speciale. Într-adevăr, Speed Hunter are 1000 de abonați, dar nu prea văd că e cunoscut în lume. Mă rog. Îmi pare că ați observat fluturașul. Este foarte drăguț. L-am luat după Imgur. Fluturașul pentru România. Me gusta! O altă chestie. Acum, pun pare că o să vă întrebați că de ce n-am mai făcut cu Cao Kangurul. Păi asta pot să răspund prin miliarde de motive. 1. Nu știu ce problemă are, pentru că de fiecare dată când mor la un nivel, la un singur nivel, fix la ăla, îmi dă crash. What the fuck? 2. O să fac un video,
un singur video per nivel, ca să nu se mai întâmple faza asta, ca să fiu sigur că merge chiar bine. Amu, să nu credeți că videourile fiind de 3-5 minute o să fie făcute doar pentru bani. Credeți-mă, eu nu sunt ca alții care fac YouTube doar pentru bani și așa din scârbă. Nu sunt ca aia. Dar că n-am altă alternativă. Nu am ce face. Trebuie neapărat să fac un video pe nivel, că altfel dă crash și apoi trebuie să restartez tot. Eu nu pot să salvez în timpul joc, în timpul nivelului, numai când sunt între nivele. Asta e faza nașpa. Și checkpointurile. Ok, pun checkpoint, apoi mor, îmi dă crash, nu mai e checkpoint acolo. Aia e faza nașpa. Cam asta a fost și pentru acest episod. De promovări, ca temă pe care se dezbat nu prea am, chiar nu am. A, de fapt stați că am. Oamenii, pardon, copilașii care se cred amuzanți când de fapt jignesc alți oameni. Am văzut miliarde de cazuri la videourile lui PewDiePie, spun că el e bla 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 bla. Să nu zic cumva. Și apoi stau și mă gândesc. Dacă tu faci faze din astea, crezi că tu câștigi ceva? Nu. Tu pierzi. Pentru că tu, de fapt, prin comentariul tău, îți arăți prostia. Adică arăți că tu ești, de fapt, un handicapat. Nu o persoană normală. O persoană normală ar gândi înainte să comenteze. Tu ai comentat, apoi ai gândit. Gândește înainte de a comenta. Pentru că suntem pe YouTube, e o comunitate, e o un fel de societate virtuală. Adică, stai un pic, frate, tu vorbești cu oameni, poate mai în vârstă decât tine. Trebuie să le arăți respect. Că am văzut miliarde de cazuri cu copii de naște de 11-12 ani, atât de tupeiști în fața oamenilor mai în vârstă. Ha! Fraților, mă refer tupeiștii ăștia. Bă, tupeiștii naibii. Bă, dacă n-ar fi fost monitorul ăla, pun pare eu pe orice vreți voi, până și pe viața voastră aș paria că n-ați mai fi așa de tupeiști, pentru că voi vă simțiți protejați în fața monitorului când de fapt sunteți handicapați. Pentru că cineva v-ar putea să hackuiască calculatorul sau hackerească, whatever, să fac un hack, să intre la voi în calculator și să vă afle adresa. Există. Există metode. Să afle IP-ul și apoi să afle adresa. Există metode. Tot timpul există o soluție. Apoi vă găsește adresa, vă găsește acolo, vă bagă în spital și ce ați câștigat, efectiv. Ce ați câștigat? Bătălie cu moartea. Asta ați câștigat. Moartea v-a învins. Na, mă rog, ce să le faci la niște români cu stil prostesc? Amu, serios vorbesc. Vă rog, nu vă mai luați de ăștia care sunt mai mari decât voi, pentru că voi nu știți cu cine aveți de-a face. Chiar nu știți, adică... Haideți să dau un exemplu. Să zicem că este un Ion care, Ionel, care are 3000 de abonați pe YouTube, da? Și este din Covasna, da? Bun. Apoi vine un retardat care tot în Covasna stă. Covasna e județul, nu? Ups. Hai fie Miercurea Ciuc, orașul, localitatea, care stă în... Amândoi stau în Miercurea Ciuc. Vine retardatul ăla mental de 11 ani și îi spune că are video varză, bla 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 bla. Bun. Apoi, pentru că retardatul de 11 ani nu se mai oprește, îl înjură prin mesaje private și chestii din astea.
Bun. Ionel s-a înfuriat. De tot. A aflat cum arată, a aflat că e din Miercurea Ciuc, i-a aflat adresa, s-a dus la el acasă și l-a băgat în spital. Deci, există fază de genul. Deci se întâmplă ca din cauza tupeului vostru să fiți băgați în spital. Am unul din, nu pe YouTube, mă refer în societate. Adică tu, copil de 11-12 ani, mergi la școală, te iei de unul de clasa 12-a, să vezi ce te bagă în spital. Te bagă în spital. Cu toate că el merge la închisoare, te bagă în spital și tu, mai că nu te lupți cu moartea. Deci, fără supărare, asta e o chestie logică și încercați să fiți mai maturi acum, serios vorbind. Unii înjură prea mult. Adică prea mult. Dar asta nu ar trebui să fie problema mea, adică ei își fac păcate, nu eu. Așa că... Sau am mai văzut față de genul... Face un copil de 11 ani videouri cu Minecraft. Ia așa în general, nu fac particularități, să nu crezi că fac particularități. Iau exemple. Copil de 11 ani pe YouTube face videouri cu Minecraft și se așteaptă să fie amuzant când de fapt vorbește porcos ca naiba. Deci, fraților, poți să fii amuzant și dacă nu vorbești porcos, părerea mea. Adică, să fim serioși. Nu poți să fii amuzant chiar dacă nu vorbești porcos? Ba poți. Să fii amuzant fără să vorbești porcos. Și să vă dau un exemplu. Să zicem că eu mă joc ceva, da? Un joc oarecare. Și văd că se întâmplă ceva ce eu nu mă așteptam să se întâmple. Și eu zic gen... Bine. Bine. Nu mă așteptam la asta. Încercați să fiți amuzanți numai fără înjurături, că dacă folosiți înjurăturile ca să fiți amuzanți, ca să vă credeți duri sau să fiți chiar tupeiști, voi de fapt vă arătați retardismul, părerea mea. Sau când văd... Ok, asta e regulă pe internet, cam o lege pe internet cam în toată lumea. Să scrii greșit în limba română. Erau unele cuvinte care ar trebui să aibă cratimă, n-au cratimă, alte cuvinte care n-ar trebui să aibă cratimă, au cratimă. Doamne feri. Ok, mai fac și eu ceva greșeli. Da, recunosc, mai fac ceva greșeli, dar rar, da, am o greșeală pe un comentariu de 3 rânduri, nu cred că e ceva grav, dar dacă e un comentariu de 3 rânduri și cam cuvânt în cuvânt e o greșeală, aia e o problemă mentală, părerea mea. Dar cam asta a fost pentru acest episod, nu uitați să vă abonați, dați like, comment, share, subscribe, ne vedem data viitoare cu ce mai facem. Până atunci, vă zic, la revedere!